La nivel național, rata șomajului a înregistrat în luna octombrie cea mai mare creștere din ultimii 2 ani, de la 4,73% în luna septembrie la 5,40% în octombrie. Această creștere a afectat și județul Giurgiu, însă într-o proporție mult mai mică în comparație cu alte județe din țară. La sfârșitul lunii octombrie 2013, la nivelul județului Giurgiu, rata șomajului înregistrat a fost de 6,56%, înregistrându-se o ușoară creștere de 0,06% față de luna precedentă. Rata șomajului la nivelul județului Giurgiu s-a menținut peste media pe țară, înregistrată la nivel național, în luna octombrie, acesta fiind de 5,40%. Peste 6.000 de persoane se aflau în evidențele AJOFM Giurgiu la finele lunii octombrie. În luna octombrie, numărul șomerilor înregistrați în județul Giurgiu a fost de 6.261 de persoane. Precizăm faptul că și în această lună se menține proporția dintre numărul șomerilor indemnizați și cel al șomerilor neindemnizați, respectiv ponderea șomerilor neindemnizați are valori peste 50%. Spre exemplu, numărul șomerilor neindemnizați a fost de 4.376 la sfârșitul lunii octombrie. În situație de șomaj de lungă durată se aflau 237 de tineri sub 25 de ani aflați în șomaj de peste 6 luni și 2.190 adulți aflați în șomaj de peste 12 luni. Totodată, în cursul lunii octombrie au fost încadrate în muncă 464 persoane, din care peste 300 s-au angajat pe durată nedeterminată.